Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Avem o problemă gravă rău de tot. Ei bine, am avut Garden of Banban, chapter 1, chapter 2, chapter 3 și chapter 4. Și acum stăm într-un mister foarte grav. Apare prima oară chapter 5 sau chapter 6? Voi ce părere aveți, sinceră? Ne-am uitat la secrete, la mistere și tot nu sunt 100% sigur care apare primul. Așa că astăzi vom încerca niște Garden of Banban, chapter 5, chapter 6, făcute de către fani. Sunteți pregătiți să mergem în noua grădiniță 2023, care seamănă foarte, foarte tare cu chapter 5 și chapter 6? Hai să vedem. Oh my god, înapoi la grădiniță. Ce s-a auzit, mă, ești dement. Așa aveți și voi jucăria acasă? Ce părere aveți? Desigur, nu uitați să apăsați pe butonul de like repede, 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 dacă vreți să jucăm chapter 5 oficial cât mai curând posibil. Hai să vedem cine este fan ban ban. Apasă pe like acum, da? Yay! Am apăsat toți pe like, mulțumesc mult de tot. Acum putem să începem. Sunny Spot se numește grădinița aceasta. Hai să vedem. Deci e full de jucării și aici avem caracterele de astăzi. Albert, Rosa și Squeak, 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 Squeak. Asta este Squeak, un fel de caracatiță. Rosa este un ciclop sau așa ar trebui să fie. Și Albert este un blob. Barnum, ce asta, mă, sunt într-un castel de nisip. Și Napa este Kraken-ul. Vezi că e chiar foarte, foarte drăguț. Seamănă super tare. Aici ce scrie? No com, ok. Aici avem un laptop. E full de laptop-uri pentru că aici lucrau oameni la grădiniță. Aici ceva strai nu s-a întâmplat. Și poate o să aflăm indicii despre chapter 5 făcute de către acest om. Peștoloi! 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 De ce e un peștoloi aici? Este închis. Care-i faza cu peștoloi? Ok, e o hologramă cu un pește. Kraken-ul! E Kraken-ul! Mergem în el? Kraken. Poți să închid ușa? Oh my god, acolo e Kraken-ul și aici este continuarea grădinței. Am găsit o armă. Wow, ador jocurile în care poți să înși o armă să nu fie frică. Ce e aici? Ok, Banban. Uite-l pe Banban acolo. Wow, îl vedeți? Uite-ți atent, e Banban acolo pe laptop. Chapter 5? Apropo, am văzut că te-ai uitat acum și nu ești abonat. Ia verifica să vezi că am dreptate. Nu mă crezi? Verifica acum. Nu ești abonat, what? Ar fi tare să schimbăm asta și să devii abonat, ce părere ai? Hai să dăm un pumn în gură! Kraken! Pot? Op, op, op. Cu ce tragem asta, what? Cred că trebuie să dau un pumn aici. Pop, pop. Pune pumnul aici, fratelo! Mamă, ce încet de dai așa un centimetru. Mi-a închis ușa, Kraken, noi! Bă, Kraken, ce te uite așa la mine? Bun, cred că trebuie să spargem ăsta, mă gândesc, nu? Wow! S-a dus sistemul de securitate. Party room, aici se mănâncă tort? Ok, ok. Bă, uite-l acolo, e moartea reală. Bă, vino, vezi ce pumn îți dau. Bă, ciclopos. Ok, deci aici avem tort cu căpșunele, cu ardei, ce să ia, cu pepene, cu pepenoi. Care este tortul vostru preferat? Spuneți-mi sincer, cu ce vă place să fie tortul și nu spuneți de ciocolată. Spuneți și om așa mai detaliat, știi? Oh my god. Intrăm în întuneric fără nicio lanternă. Aprinde lumina. Bucătăria, ok, mi-arată doar semnul de la bucătărie. Frățiori, am emoții grave. Ce s-a întâmplat acolo, știe cineva? Bă, care-i râs, mă, de mine, că vin acum. Doamne, ce m-am speriat. Liniște că poate ne aude ciclopul. Păi cum treci de el dacă el stă aici ca nebunul? Ok. Păi cum treci de el? Oh my god. Dacă el stă aici, uite-l. Mă, ciclop, tu semeni cu Banban puțin așa, parcă semeni cu Banban. Ok, du-te, du-te. Ha, mă, serios. Păi cum treci de tine, ciclopule, cum? Cred că are o legătură cu chestia asta de aici. Cred că trebuie să o sparg, cred eu. Mamă, ce bucate am dat. Wow! Uite foca, 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 foca. Oh my god, unde ești, ciclop? Mama, aici v-ați făcut voi ziua? Uite-l pe ciclop, l-au desenat copiii. Aici v-ați făcut voi ziua? Ziceți-mi sincer, nu mințiți. Cred că... Oh! Tu când ai venit, mă? Ok, eu am spart alea deja fără să-mi dau seama mai devreme. Pop! Oh! Domnule ciclop! 12 pagini egal foaie. Ok, cred că trebuie să strâng desene. Oh my god, o să e greu. Bun.
Mă, domn de sere. Ok, întrebe 15, really. Oh! 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 Dai, încă un desen? Încă unul? Trebuie 12, mai avem încă unul aici. Dați-mi desenele voastre, cine a desenat orice copil a... L-am văzut pe ăla? Orice copil a desenat să zică la ce masă să vin să iau desenul lui. Pentru că acum corectăm. Băi! Băi, îți dau capac! Mă, că îți dau un pumn de ăsta de plastic? Îți are ochiul ăla din cap, ești nebun? Băi! Oh my god! Oh my god! Oh! What? Ce-a făcut? Ce ai făcut? A zis. Dintr-un bamba 5 asta am făcut, monstrule! Cine ești, mă, tu? Dar de ce a căzut să dau cu capul de ușa aia? Restul de... Chipsuri și suc. Asta aveți voi acum? Wow, ce aveau copii aici, mă? What? Naaa, îi mai dai să fii copil să-ți faci ziua și vii aici și uite-te ce ai. O grămadă de puși de chipsuri ai și Pringles, le-ai pe toate. Dai! 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 Oh my god. Cred că am ajuns la plajă. Suntem la plajă. Camera lui Albert. Albert, fii atent că te urechez. Ok, deci aici stă salva Maru și uite dacă se neacă cineva. Dar ce jucării, de ce ai mai așa? O steluță drăguță. O pisică de mare. Un rechin. Un pește de la de se umflă și te înțeapă. Ce facă? Fac, 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 fac. Ok. Oh, acolo scrie Jester. Cred. Poster Worcester Room. Aici stă Poster Worcester. Nu știu cine e Poster Worcester. Acolo Albert și aici Squeak. Squeak e... Ok, încuiat. Cred că doar ușa asta merge la Albert. What? Și asta e încuiată? Acolo scrie 16. Poate 16 este un cod secret pentru a deschide o ușă. Aveți voi vreo idee? Nu mințiți, vă rog. Foca cu dinții ascuțiți. Bă, mă, dacă te înțeapă o focă. Sau nu-i focă? Ce-i asta, mă? Cred că e focă. Nu, trebuie să fie focă. Boss! Boss! Am ratat ceva aici. Uite cheia. Lol! Ce-i acolo? Ok, chipsurile. Mamă, le-am în chips. Ok, la ce e cheia asta? La Albert? Nope. La Squeak? Nope. Mamă, ce-i acolo, bă? Oh my god, ce-i acolo? Ok. Poster, Worcester. Oh. Nu, 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 nu întrebări! Doamne, Poster Worcester! Salut! Ce întrebare ai tu pentru mine astăzi, Poster Worcester? Salut! Mă sperii? Poster Worcester, ai vă o întrebare pentru mine? Cum dă din sprâncene, dă ca nebunul, ok. Care e prima ta întrebare, Poster Worcester? Zi întrebarea! Trebuie să aleg ușa corectă? Asta! Sau asta? Zi o ușă! Pink, red, ok. Care e întrebarea? Galben, roz sau roșu? Ce culoare este el? Cred că galben sau? Ok, întrebări. Păi mă, Poster Worcester, ce-i prostia asta? Tu ești portocaliu, de fapt. Dar nu e portocal. Prima întrebare. N-am văzut. Ce culoare este ochiul rosa? Roz. Roz, boss. Ok, n-am văzut întrebarea acolo. A doua întrebare. Te distrezi? Asta e o întrebare grea. Ok. Voi vă distrați? Ok, o să zic da. Eu mă dist... Nu, o să zic poate. Dar îți dai seama ușor cu uite întuneric în astea. Asta e corectă. Îmi retrag cuvintele. Ok, apare când ai greșit îți rămâne un X. Deci maybe nu. Deci nu poți zici că nu prea te distrezi. Nu mă distrez de întrebare capcană. Răspunsul e da, mă distrez. Logic. Ok. Care este mâncarea favorită a lui Albert? Albert, ce ți place? Chipsuri, broccoli sau peștoloi? Păi... cred că lui Albert îi place... Îi plac chipsurile. Sau broccoli. Oh my god, e grea asta. Albert, ce ți place, mă? Cred că i-a făcut numele verde, deci cred că îi place broccoli. Ok, dacă mă sperii... o să fiu supărat. Ok. Cu lacrimi în ochi deschid. Cu lacrimi în ochi, sunt gata? 3, 2, 1... M-am gândit eu care are numele verde. Câți ochi are Squeak? Squeak, 3. 3 ochi. Squeak este caracatița aceea care avea 3 ochi. Țin minte de la început că am văzut după ușă. Ce culoare au sprâncenele lui Poster Worcester? Asta o știu că tocmai am făcut mișto de sprâncenele lui. Erau portocalii. Yeah, man. Yeah. Întrebarea 6. Ce îi place lui Rosa să mănânce? Nu. O urăște. Ce? Îi place Rosii să mănânce. Întrebare cu da, nu sau urăște mâncarea. Rosa, unde ești, Rosa? Ok, să o întrebăm pe Rosa. Rosa! E prea mult de mers. O să zic că iubește mâncarea sau urăște mâncarea.
Rosa este cea cu ochiul roșu. Ok, Rosa nu-i... Boss, avem o problemă, boss! Boss, avem o problemă! Ok, care era întrebarea? Mă distrez. Aici avem broccoli. Ok, 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 trei ochi. Ok, 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 deci nu este ăla. Orange. Ok, ok, ok. Iubește mâncarea. O să mă sperii. O să mă sperii, nu? Urăște mâncarea. Eu chiar am crezut că este întrebare capcană. Adică mă gândeam, cui nu-i place mâncarea? Să zică, nu-mi place sau o urăște, da. Deci apare mâncarea, o iubește. E o întrebare grea pentru că nu mai aș fi gă... What? Cum îndrăznești? Așa a scris, cum îndrăznești tu? Nu. Un text ciudat. Corect. Și ce scrie nu. Avem doi de nu și un text ciudat. Asta o să mă dă de la început și o să mă enerveze. O să fiu atât de nervos. Ok, asta. Ce răspuns ați dat voi? Nu din stânga sau nu din dreapta? Poate avem vreun indiciu? Niciun indiciu, ok, deci este de noroc. Avem 100% șansă să nimerim. Nu închis la culoare, nu deschis la culoare, ok. O să mă duc cu nu deschis la culoare. Welcome! O să mă sperie. Felicitări! Ai reușit! Poftim premiu! Premiul meu este ok către Albert? Patetic! Patetic? Nu sunt mă patetic, tu-ți bagi de viața mea? Bam! Eu nu sunt patetic. Sau? Ok, 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 acum trebuie să mă duc pe... Trebuie să iau pe... Uite că a pus bariera aici, deci în spate dacă era greșit, a pus niște lemn să nu poți să treci. Ok, ok, ok. Iar acum trebuie să iau pe jos înapoi. Aaaa, foca! Și după să luăm cheia verde să mergem în camera lui Albert, care Albert cred că este mai înfricoșător. Albert, tu ce față ai, Albert? Ia, arată-ne fața, a plecat posterul ăsta. Ba nu, e Squeak sau? În camera... Albert, mă, e camera lui Albert. Albert! Ce-i crescut Albert aici? Mărar? What? Caută comoara lui Albert. Păi cum? E beznă, boss! Oh my god. Ce se aude? Albert! Păi boss! Nu puteam să mă mișc! What? Ok. Care-i comoara lui... Mamă, o să fie greu că te blochezi în pereți aici. Op, e ceva acolo. Dar nu văd. Bă! Opa, nimic? Eu nu înțeleg! Albert, vezi de treaba ta! Ok, chesturile astea nu sunt bune. Hai, le rămân deschise. Ok, e bine, e bine, e bine, bine. O să dau o tură, o să dau o tură și o să vină... O să vină pe aici? Nu vine. Albert! Albert! Ok. Am găsit cheia către Squeak. Bun, 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 puteți plecăm. Albert, ți-ai făcut temele. Ne vedem mai târziu. Bă, tu băi la mișto. Ok. Rățușca Mac Mac? Mac 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 Mac. Ce este aici? Piscină? Piscina lui Squeak. Fraților, ce m-aș arunca la relax? Lasă-mă să mă duc la relax. De ce nu mă lași la relax? Că sunt 58 de grade afară acum. Te rog, lasă-mă la relax. Mamă. Fraților, e gravă rău cât de tare e ea. O să arunc o focă. Foca se potrivește aici foarte bine. Stai, uite aici pe punte. Mamă. Cum se aude apa, îmi vine să mă bălecesc full. Nu. De aici o să iasă Squeak, ok? Bun, fiți atenți. De aici o să iasă Squeak. Și o să dau un pumn în gură. Da, uite, să... Bam! Ok, dreapta. Bam! Bun. Squeak! Oh! Boss? Ia de aici, bo- uite-te! Oh? Ce-mi face? Ah! What? De ce m-a mâncat Squeak pe mine? Ce-am făcut? Faza ciudată la jocurile oficiale de pe Steam este că la Garden of Banban Chapter 6 scrie clar, apare în 2023, adică anul acesta apare Chapter 6 și o să fie hype de tot, cu noul caracter Doctor, dar o problemă gravă. La Garden of Banban Chapter 5... scrie că apare curând, aici scrie că apare foarte curând, nu știm exact cât de curând. Poate apare luna asta, dar este destul de vreme, nu cred. Sau poate luna viitoare, fix când începe școala, pentru că s-ar potrivi. Practic revin la grădiniță și la școală simultan. Cât de troll ar fi, deci voi vă puneți ghiozdanul, vă faceți caiețelul, vă faceți ghiozdănelul, vă puneți apă la voi, sunt gata să mergeți la școală. Și în același timp mă duce la grădiniță, la Banban Chapter 5. Care practic chapter 5 va duce înapoi în chapter 1. Super tare mi se pare mie. Și cei care au făcut Garden of Banban au făcut mai multe jocuri. De exemplu aici avem toate jocurile acestea care sunt free. Vedeți aici din poze cam cum arată.
și nu prea pot să-mi dau seama ce stil de joc ar vrea să facă. Spre exemplu, aici avem tot felul de jocuri. Singurul joc horror interesant a fost ăsta cu cap de ou, care semăna puțin cu Ban Ban, practic fugeai de ul acela. Și apoi au scos Garterul Ban Ban, bam, direct, și apoi a apărut Chapter 2, apoi Chapter 3, apoi Chapter 4 și acum urmează 5 și 6, pe care le avem aici, 5 și 6. Și chiar încerc să-mi dau seama, eu chiar mă uit zi de zi să găsesc indicii, să-mi dau seama cu ce poate să fie Chapter 5, măcar un indiciu, o idee, orice, să-mi dau seama cu ce poate să fie Chapter 5. Pentru că ei nu au făcut Chapter 5 și Chapter 6 degeaba, are un sens. Vor să facă ceva diferit cu Chapter 5, să nu fie ca și Ban Ban, să fie altceva. Și sunt tare curios ce. Și spuneți-mi voi în comentarii cu ce crezi că o să fie Chapter 5. Ne vom vedea data viitoare, pa!